După 0 la 8 în prima etapă, în deplasarea de la Dream Team București, ACS Athletic Drobeta a fost surclasată și pe teren propriu, duminică de CFR Cluj. Ardelencele s-au impus cu scorul de 7 la 0 pe stadionul Severnaf și au trimis echipa severineană în subsolul clasamentului. Etapa viitoare, fetele antrenate de Daniel Ispas vor juca la Olimpia Gherla, echipă care are 4 puncte după primele două etape. Punctaj maxim au Dream Team București și Gloria Bistrița Năsăud.